Preasfințitule Părinte Gurie, Preasfințitule Părinte Nicodim, Preasfințitule Părinte Andrei, Preacuvioase Stareți, prea iubiți părinți, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, dragi creștini de pretutindeni, bine ați venit pentru cel de-al cincelea an consecutiv, acum în preajma acestei minuni a nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în acest loc umed și rece, însă atât de cald, care este Peștera Bolii. Mă duceam cu gândul înspre un cuvânt pe care l-am auzit și mi-a fost tare drag al Sfântului Teofan Zăvorâtu, care spunea că pentru cel care așteaptă moartea, aceasta nu vine niciodată prea repede. Pentru cei care așteaptă Crăciunul și se primenesc pentru această sărbătoare, nu vine niciodată să ne găsească nepregătiți. Sunt din ce în ce mai mulți oameni anual aici în Peștera Bolii, în preajma Crăciunului. Strădania noastră, ajutați fiind de Episcopia de Vești și Hunedoare, de Sfânta Mănăstire Lainici, de prietenii noștri de la Petro Aqua, care au gătit de sărbătoare Peștera Bolii, dar și de oameni cu suflet mare, precum cei de la Comexim Air sau domnul Constantin Jujan, dă roade și asta pentru că dumneavoastră sunteți aici, iar lumina Crăciunului a devenit un obiectiv important pentru noi toți în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Preasfințitul Gurie mi-a făcut o surpriză extraordinară, o mare bucurie atât pentru noi, cât sunt sigur și pentru dumneavoastră, de a aduce în această seară în Valea Jiului doi ierari cărora le mulțumim și care vor binecuvânta cu siguranță sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru Valea Jiului. O să începem această seară cu o voce cristalină, cu vocea unui copil pe care îl găsiți nu de puține ori și în biserica unde se va înălța catedrala de la Petroșani. Este vorba despre un copil cu o voce cristalină care va vesti nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în Peștera Bolii în această seară. O invit pe Raisa Bulf să vină alături de noi pentru a interpreta două cântece dedicate sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Haideți să o aplaudăm, să o încurajăm. Este un moment emoționant atât pentru tine cât și pentru noi, Raisa, să știi. De ce n-am venit la timp, mamă, ca să te colind? De ce oare, tată bun, n-am venit cu Moș Crăciun? Poate că am întârziat, pe unde am tot umblat, cu urări de sărbători, pe la fete și feciori. Leru-i ler și iarăși ler, vin iertare să vă cer. De ați putea să mă auziți, ați fi tare fericiți. Leru-i ler și iarăși ler, vă aduc stelele din cer. Că e noaptea de Crăciun, noaptea gândului cel bun. Mamă dragă, am sosit lângă bradul podobit. Anul acesta nu-s cu tine, chiar de te simt lângă mine. Ca și în alți ani de Crăciun, sosesc îngerii în ajun,
să-mi atingă cu un fulg lacrimile care-mi curg. Leru-i ler și iarăși ler, vin iertare să vă cer. De ați putea să mă auziți, ați fi tare fericiți. Leru-i ler și iarăși ler, vă aduc stelele din cer. Că e noaptea de Crăciun, noaptea gândului cel bun. Ca să umblu laurat de copil mai învățat și cu sufletul cinstit, niciodată n-am lipsit. Ca și atunci colind și azi printre crengile de brazi, și voi colinda mereu, mamă, doar de dragul tău. Leru-i ler și iarăși ler, vin iertare să vă cer. De ați putea să mă auziți, ați fi tare fericiți. Leru-i ler și iarăși ler, vă aduc stelele din cer. Că e noaptea de Crăciun, noaptea gândului cel bun. La căsuța unde-i neaua până-ntindă, vine fiul dulce, singur și colindă. Leru-i, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Leru-i, Doamne, ler, lângă geamul unde lampa nu se aprinde, vine fiul dulce, singur să colinde. Leru-i, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Leru-i, Doamne, ler, lângă ușa unde nimeni nu se oprește, vine fiul dulce, singur și grăiește. Leru-i, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Leru-i, Doamne, ler, lângă plânsul singur
orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler, lângă dorul singur, fără har și îmbrățișare. Lerui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cel stingher. Lerui, Doamne, ler. Mulțumesc! Mulțumim, Raisa, pentru aceste frumoase cântece care au deschis o seară minunată, o seară, îmi place să cred, binecuvântată. Îmi spunea adineauri părintele Gabriel, ceea ce se întâmplă în Peștera Bol este doar lucrarea lui Dumnezeu, pentru că în România acest gen de acțiuni se opresc la ediția a doua, la ediția a treia, acum suntem la ediția cincea și faptul că Lumina Crăciunului a ajuns aici se datorează în primul rând dumneavoastră, celor care ați răspuns întotdeauna chemării Colindului, chemării Crăciunului aici în peșteră. Aș dori în continuare să-l invit alături de noi pe Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehai, cel care în această seară aduce bucurie oamenilor din Valea Jiului și binecuvântarea dintr-un loc încărcat de frumos, dintr-un loc minunat de unde vine. Preasfinția voastră, preasfințite episcop Gurii, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințite episcop Andrei Făgărășanu, episcop vicar al arhiepiscopii al mitropoliei Sibiului, Ardealului, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, domnule primar, preacuvioase părinte stareț, stimați credincioși, iubiți credincioși, veniți aici la această peșteră, veniți aici să ne bucurăm împreună. Am venit aici de la Drobeta Turnul Severin, însoțit de corul episcopiei noastre, intitulat Chinonia, un cuvânt grecesc care înseamnă comuniune, pentru că și aici, în comuniune, în armonie de colinde, să sărbătorim, de fapt să începem din seara aceasta sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea venirii pe pământ a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea venirii lui Mesia, venirii Răscumpărătorului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul născut Fiul Său l-a trimis pentru ca lumea viață să aibă și să aibă din belșug. Dumnezeu ne-a iubit. Aveam nevoie de această venire, de această iubire a lui Dumnezeu și de venirea Fiului Său, pentru că omenirea de la greșeala protopărinților noștri, Adam și Eva, căzuse, rămăsese departe, în cădere sub păcatul strămoșesc. A venit din iubirea lui Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos ca să ne răscumpere. De aceea bucuria, de aceea colindele, pentru că
a venit pentru oameni răscumpărătorul. Spunea un sfânt părinte că și astăzi Dumnezeu ne iubește atât de mult pe noi, încât de multe ori ne iartă și ne răsplătește la greșelile noastre cu bine, cu milostivire, cu ajutor. La această iubire a lui Dumnezeu și noi suntem datori. Ne exprimăm, bineînțeles, iubirea prin aceste colinde pe care noi le-am văzut prima dată cântate ca o slavoslovie, ca o doxologie de sfinți îngeri care s-au arătat păstorilor acolo la Betleem, în afara cetății. De asemenea, arătăm, ne manifestăm, ne exprimăm iubirea noastră față de Dumnezeu prin rugăciune. Dacă cât mai des ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu, arătăm că, așa cum spunea părintele Teofil Părăian, ne pasă de Dumnezeu și suntem atenți la iubirea Lui, la dragostea Lui față de noi, față de tot neamul omenesc. În al doilea rând, ne arătăm iubirea față de Dumnezeu pentru acest mare bine că ne-a trimis pe Fiul Său, rugându-ne în Sfintele Biserici, nu numai acei care participă des, ci toți suntem îndatorați să ne manifestăm iubirea față de Dumnezeu mergând la casa Lui și vorbind acolo cu El. De fapt, Iisus Hristos, când a fost întrebat de un învățător care venise să-L ispitească, care este cea mai mare poruncă, El a spus: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima ta. Prima poruncă. Și a doua, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Noi să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, din tot sufletul nostru, vorbim cu El. Din tot cugetul nostru, adică cugetând la El, ne ferim să nu păcătuim, să nu săvârșim greșeli, ne străduim ca să arătăm că Îl iubim pe El. Prin aceste colinde care se vor cânta aici, ne exprimăm dragostea noastră față de Dumnezeu. Personal, venind aici, consider că mă aflu la Betleem. Nu putem, fiind în această peșteră, să nu ne gândim că Iisus Hristos s-a născut în peștera Betleemului. Mulțumesc preasfințitului episcop pentru invitația de a fi aici împreună, de a ne bucura împreună, de a fi în comuniune frățească. Mă bucur de prezența celui care ne-a devenit de câțiva ani un bun prieten, domnul președinte al Consiliului Județean Ioan Moloț, și mă bucur de întâlnirea cu părinții de la Lainici, cu părintele stareț și exarh arhimandrit, părintele arhimandrit Ioachim, părintele Vasile, părintele econom, și părinții pe care i-am văzut an de an la hramul mănăstirii, părinți slujitori aici în Petroșani. Felicitări organizatorilor și la mulți ani, sfintele sărbători cu bine dumneavoastră tuturor. Doamne ajută! 2014, să ne ajute Dumnezeu să Îl petrecem în iubire față de El, în iubire față de semeni, cu rugăciune față de El, să dobândim nădejde, nădejdea care să ne dea tărie și virtute că facem față greutăților. La mulți ani, Doamne ajută! Vă mulțumim pentru aceste gânduri. Doamnelor și domnilor, după cum vă spuneam, preasfințitul părinte Gurie ne-a făcut o bucurie în această seară. Inițial știam de prezența preasfințitului Nicodim, însă împreună cu
acesta a venit și preasfințitul Andrei. Dacă binevoiți a adresa câteva cuvinte oamenilor din Valea Jiului care împărtășesc atâta bucurie acum în preajma Sfintei Sărbătorii a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, să vă avem aici. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Gurie, preasfințite Părinte Nicodim, stimate domnule președinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnule vicepreședinte, stimate domnule primar al orașului Petroșani, preacuvioși și preacucernici, părinți slujitori ai Sfintelor Altare, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit! Ne despart doar câteva zile de când am prăznuit-o pe cea care este ocrotitoarea orașului Petroșani și a tuturor minerilor, pe Sfânta Varvara. Și tare ne bucurăm că în seara aceasta am reușit cler și popor la invitația preasfințitului Gurie să ajungem în Betleemul neamului românesc ardelean. În această peșteră, noi în seara aceasta devenim mesageri ai lui Dumnezeu pe pământ, pentru că ne asemănăm cu cei care au mers și s-au închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos în peștera din Betleemul Galileii. Ori peștera aceasta ne-a primit cu multă căldură duhovnicească pe toți să-L lăudăm în cântecul nostru românesc numit Colindă, pe Cel care la plinirea vremii, cum spune Evanghelistul Ioan, a venit pe pământ să se nască, să crească și pe noi să ne mântuiască. Am venit din cetatea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Sibiul nostru românesc, pentru a aduce binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului și a ne ruga, cum spuneam, Domnului Hristos, Cel care peste câteva zile se va naște în Betleemul sufletelor noastre. Vă mulțumesc, preasfințite Părinte Gurie, pentru dragostea duhovnicească cu care ne-ați primit ca de fiecare dată și în seara aceasta. Mulțumesc organizatorilor pentru dragostea cu care ne-au primit aici, în această casă a lui Dumnezeu, pentru că în tot pământul binecuvântează suflete al meu pe Domnul, ne îndeamnă psalmistul David. Și locul acesta este un loc în care îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Sănătate și bucurie tuturor, să petreceți Sfintele Sărbători ale Nașterii Mântuitorului Hristos, anului nou și bobotezei, cu pace și cu liniște duhovnicească în familiile frăților voastre. La mulți și binecuvântați ani! Preasfințite Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, vă mulțumim încă o dată pentru prețuirea pe care o arătați creștinilor din Valea Jiului, pentru că ne-ați adus această mare bucurie împreună cu preasfințiții pe care oamenii de aici din Valea Jiului i-au văzut adineauri. Dacă binevoiți să ne spuneți câteva vorbe. Preasfințiile voastre, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, preacuvioase părinte stareț, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu în această seară că ne-am vrednicit să trăim momente emoționante, minunate. Peștera aceasta, așa cum spunea preasfințitul Nicodim, ne duce cu gândul la peștera din Betleem, în locul acela unde Hristos, în chip smerit, s-a născut pentru mântuirea noastră, pentru eliberarea noastră din robia păcatului
și de sub stăpânirea vrăjmașului diavol. Participând la acest concert de colinde în seara aceasta, aș îndrăzni să vă îndemn să meditați la ziua aceea când Sfânta Fecioară Maria nu găsea loc de odihnă împreună cu dreptul Iosif și nimeni nu o primea. Noi să căutăm să-L primim pe Hristos în inimile noastre, să-L așezăm în sufletele noastre, să-L chemăm să rămână în viața noastră și să ne bucurăm de binecuvântările Lui. Mi-am adus aminte, în timp ce vorbea Preasfințitul Andrei, de o întâmplare petrecută în Statele Unite. Nu cum foarte multă vreme în urmă, s-a întâmplat ceva interesant. O familie din Statele Unite, în decursul timpului, oameni de afaceri, oameni bogați, a colecționat această familie tot felul de obiecte de artă și foarte multe tablouri importante, valoroase. Familia era compusă din soț, soție și un copil. Nu după multă vreme, soția acestui domn, om de afaceri, a trecut la cele veșnice și a rămas doar el, tatăl și fiul. A început războiul din Afganistan și fiul s-a dus militar. Însă s-a întâmplat ca în Afganistan să moară copilul. La puțină vreme după această tragedie, colegul fiului s-a dus la tatăl său, la tatăl acestui soldat mort, să-i ducă un tablou pictat de el cu chipul fiului său. S-a sunat la ușă, i s-a deschis și am fost coleg cu băiatul dumneavoastră. Eram foarte buni prieteni. A trecut la cele veșnice, însă în memoria lui am pictat acest tablou pe care aș dori să vi-l ofer. Tatăl a luat tabloul și l-a așezat în camera cea mai importantă din casa lui. Cine venea pe la el, întâi îl ducea să vadă tabloul fiului. A mai trecut ceva timp și a murit și acest om singur, însă a lăsat un testament să se facă o licitație și s-a anunțat această licitație. Avocatul împuternicit era responsabil de împlinirea acestui testament și s-au prezentat la licitație foarte mulți oameni de afaceri care doreau să cumpere tablourile valoroase și obiectele de artă pe care le-a avut această familie. Și primul obiect scos la licitație era tabloul fiului. Cine dorește să cumpere pe fiul? Nimeni n-a dorit. Nu dorește nimeni să cumpere pe fiul? Vă rog să cumpărați pe fiul, iată, este prima piesă. S-au ridicat câțiva oameni de afaceri din sală și au spus, nu pentru asta am venit, treci peste obiectul acesta. Și totuși nu dorește cineva să cumpere pe fiul? Nu. Însă cineva smerit din sală s-a apropiat și doresc eu. Cât oferi? $10. $10 pentru un tablou? Dă 20, 30. Nu pot. Eu sunt om sărac. Am crescut
în casa acestui om, iar băiatul acesta a crescut sub ochii mei. Pot să ofer $10. Dorește cineva să ofere mai mult? Nimeni. S-a adjudecat tabloul, a fost dat îngrijitorului și s-a închis licitația. Toată lumea supărată. De ce s-a închis licitația? Noi am venit pentru tablourile importante. Și avocatul spune, testamentul cuprinde un lucru extrem de important. Trebuie să vă spun, ceea ce nu v-am putut spune înainte, că testamentul spune așa, cine cumpără pe fiul, moștenește toată colecția. Așadar, toată lumea supărată a plecat acasă. Grădinarul, îngrijitorul casei, a moștenit toată averea acelei familii. V-am spus această întâmplare, pentru că mi-am adus aminte de ea în timp ce vorbea preasfințitul, dar nu doar numai să o știți, poate chiar mulți dintre dumneavoastră ați citit lucrul acesta, ci să înțelegeți că, de fapt, și în noi, în seara aceasta, dacă avem inima deschisă și îl primim pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos în inimile noastre, îl avem și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Așadar, cine îl primește pe Fiul, îl are pe Dumnezeu, are binecuvântarea Lui și suntem chemați de Hristos să nu uităm că anii aceștia, mulți sau puțin, câți ni se pară aici pe pământ, nu reprezintă nimic. Important este dincolo de lumea aceasta. Iar acolo, dacă îl avem pe Fiul, cu siguranță moștenim împărăția cerurilor. Vă mulțumesc, preasfințiile voastre, pentru dragostea cu care ați răspuns invitației de a fi în seara aceasta aici împreună cu noi, cu domnul Ionuț, organizatorul acestui concert de colinde din fiecare an. Mulțumesc părinților care vin împreună cu preasfinția voastră de la Severin să ne încânte în seara aceasta. Mulțumesc părintelui Stareț. Mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnul profesor Ioan Mircea Moloț, domnului vicepreședinte, domnul Tiberiu Balint, domnului primar, domnul Riții, Iacob Riții. Tuturor vă mulțumesc. Mulțumesc, nu în ultimul rând, domnului Ionuț, și rog pe Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate și cu mult spor, ca în fiecare an să organizeze acest concert de colinde și să ne putem bucura împreună. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Vă îmbrățișez cu drag și vă urez ani mulți cu sănătate! Doamnelor și domnilor, vremurile pe care le trăim nu sunt cele mai ușoare, așa cum însă spune Radu Gir într-un frumos colind, a venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul. Cu siguranță, cu gândul la Dumnezeu, vom depăși aceste momente care nu sunt întotdeauna cele mai frumoase momente pe care le trăim cu toții zi de zi. Mă bucur pentru că în Valea Jiului a avut loc o acțiune de curând care a strâns sute de oameni la Teatrul Dramatic Ide Sârbu, părinți din Valea Jiului, alături de oameni apropiați bisericii, au constituit un cor ce poartă numele ocrotitoarei acestei zone, ocrotitoarei minerilor de pretutindeni Sfânta Varvara. Așadar, corul Sfânta Varvara, de aici din Valea Jiului, aduc bucuria Crăciunului. Îmi cer iertare, am vorbit la singular, domnule primar, sunt mai mulți primari din Valea Jiului, îl văd și pe primarul orașului Petrila, pe domnul Ilie Păducel, am văzut și pe alți colegi undeva mai în spate. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi, să ne bucurăm acum de
frumoasele cântece pregătite de corul Sfânta Varvara din Valea Jiului. Thank you.
ține la fereastră, nu ne ține la fereastră. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Slobozâne, gazdă-ntindă-mi, slobozâne, gazdă-ntindă-mi. N-auzi glasuri de corindă, n-auzi glasuri de corindă. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Noi umblăm acorindă, noi umblăm acorindă, din o casă l-alta, din o casă l-alta. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Șomerele la floare, șomerele la floare, că stă colea peste vale, că stă colea peste vale. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, 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 la. Lelea floare nu ne lasă, lelea floare nu ne lasă, că-i facem tină în casă, că-i facem tină în casă. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Și-am venit la dumneavoastră, și-am venit la dumneavoastră, că sunteți gazdă aleasă, că sunteți gazdă aleasă. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. La casa de oameni buni, la casa de oameni buni, face Dumnezeu minuni, face Dumnezeu minuni. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Pune îngerii de pază, pune îngerii de pază, și dușmanii nu cutează, și dușmanii nu cutează. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Am umere mai departe, am umere mai departe, rămâneți cu sănătate, rămâneți cu sănătate. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Și la anul am venit, și la anul am venit, numai dacă ni-ți poftim, numai dacă ni-ți poftim. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Să trăiți că ne-ați primit, să trăiți că ne-ați primit, și bine ne-ați omenit, și bine ne-ați omenit. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Oi la, oi la, oi la, 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 la. Corul Sfânta Varvara din Valea Jiului, în jurul câtorva părinți de aici din Valea Jiului, iată, s-au strâns tineri, s-au strâns creștini care colindă atât de frumos casele din vale acum la ceas de sărbătoare. Și pentru că a venit vorba de momente speciale, în fiecare an este o bucurie pentru mine să vă ofer următorul moment prin mijlocirea Sfintei Mănăstiri Lainici, prin mijlocirea părinților din defileul Jiului. An de an, aici în Peștera Bolii, vine o voce extraordinară care a studiat acolo unde pe vremuri Sfântul Ioan Cucuzel
făcea minuni. Este vorba despre Petre Moise, cel care a studiat alături de părinții din Atos și care vine acum să ne încânte în peștera bolii, vestind nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ca de fiecare dată, Valea Jiului te primește cu căldură și îți mulțumim pentru că ești alături de noi. M-am gândit că seară, ca și anul trecut, să selectez din slujba utreniei Crăciunului câteva cântări, câteva stihiri, să intrăm oarecum în taina dogmatică a sărbătorii. Voi încerca lucrul acesta. Betleeme, pregătește-te, împodobește-te, iesle, peșteră primește, adevărul a venit, umbra a trecut și Dumnezeu oamenilor din fecioară s-a arătat, cel ce a luat chip precum suntem noi și a îndumnezeit luarea. Pentru aceasta Adam se înnoiește împreună cu Eva, strigând. Bunăvoirea s-a arătat să mântuiască neamul nostru.
părinți credincioșilor, să ne înălțăm Dumnezeiește și să vedem dumnezeiască pogorâre de sus. În Betleem la noi arătat și mintea curățindu-ne prin viață, să aducem fapte bune în loc de mir. Mai înainte împodobind prin credință intrările nașterii din vistierile strigând slavă întru cei de sus lui Dumnezeu celui întreime lăudat, prin care între oameni bună voire s-a foarte frumos. Sper să vă placă tot așa în manieră saltică.
Am remarcat în el un dialog între un brad și un tei. Să ascultăm. Sus la vârful muntelui, sus la vârful muntelui, ai leroi, Doamne, în mijlocul codrului. Îmi sunt două lemnișoare, îmi sunt două lemnișoare, ai leroi, Doamne, bratul verde, teiul alb, și-amândouă se sfădesc, și-amândouă se sfădesc, ai leroi, Doamne, zise bratul către tei, măi teiule, frate-mi ești, măi teiule, frate-mi ești, ai leroi, Doamne, cu mine ce te sfădești, că eu sunt un lemn de brat, că eu sunt un lemn de brat. Ai leroi, Doamne, la toți oamenii li-s drag, tu ești-i putregăios, tu ești-i putregăios. Ai leroi, Doamne, și nu ești nici d-un folos, ba eu sunt un lemn de treabă, ba eu sunt un lemn de treabă. Ai leroi, Doamne, că toți meșterii mă-ntreabă, care unde mă găsește, care unde mă găsește. Ai leroi, Doamne, de icoane mă croiește, pe margini mă sugrăvește, pe margini mă sugrăvește. Ai leroi, Doamne, cu aur mă poleiește, și-n biserică mă bagă, și-n biserică mă bagă. Ai leroi, Doamne, toată lumea mi se roagă, la biserică mă duce, la biserică mă duce. Ai leroi, Doamne, tot poporul își face cruce, tu bradule rășinos, tu bradule rășinos. Ai leroi, Doamne, tu nu ești nici d-un folos, ba eu sunt un lemn de treabă, ba eu sunt un lemn de treabă. Ai leroi, Doamne, că toți meșterii mă-ntreabă, care unde mă găsește, care unde mă găsește. Ai leroi, Doamne, deși-n trilă mă croiește, din mine fac și-n trila, din mine fac și-n trila. Ai leroi, Doamne, de-acopăr biserica, că de n-ar fi și-n trila, că de n-ar fi și-n trila. Ai leroi, Doamne, în biserică ar ploua, aurul ți s-ar strica, aurul ți s-ar strica. Ai leroi, Doamne, și-ar fi amar de cinstea ta, ăsta-i bradul cel stufos, ăsta-i bradul cel stufos. Ai leroi, Doamne, ăsta-i Domnul Iisus Hristos, asta-i tufa cea stufoasă, asta-i tufa cea stufoasă. Ai leroi, Doamne, asta-i doamna cea frumoasă. Cât de frumos a îmbinat tradiția românească cu istoria creștină.
Și acum catavasiile, cele mai reprezentative cântări de la slujbele bisericești din perioada aceasta, le-am găsit la un cântăresc bătrân din Grecia și le-am tradus. Este într-o manieră așa mai plăcută, sper. Hristos se naște slăvit-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos Mă rog!
Vedeți, caracteristica cea mai importantă a acestui gen de muzică religioasă este că așează omul, simt cum v-ați așezat, apasă. Tocmai aceste melisme ajută credinciosul să se liniștească, îl face să interiorizeze. Mă bucur că simțiți. Așa, ultima cântare. Mă duc cu mintea la îngeri, să zic așa, îndrăznesc totuși să fac lucrul acesta. Se spune că îngerii vorbesc o limbă sau acolo în ceruri, o limbă pe care noi oamenii nu de multe ori o putem înțelege și mesajul lui Dumnezeu foarte, sunt momente în care nu înțelegem, Doamne, de ce? Cu toate că Dumnezeu știe de ce trimite anumite încercări în viața noastră, dar să nu ne întristăm, să vorbim de lucruri frumoase. Există limba îngerilor neînțeleasă de oameni care dorește să ne transmită lucruri frumoase în inimă, simțăminte curate, lucruri care nu pot fi simțite decât în acest domeniu religios, ortodox. Noi în biserică am adoptat ca reprezentativ teriremul. Sunt anumite silabe care tocmai asta vor să ne dea de înțeles, că nu, lucrurile pe care noi nu le putem înțelege, le putem doar trăi și gândi cu propria noastră minte. Așa că am să cânt un terirem. Oh.
Mulțumim lui Petre Moise. Îmi este greu să spun Biserica Creștină Ortodoxă. Cel mai mare om pe care eu l-am cunoscut în viață, poate că sunt alții mai mari, dar eu nu i-am cunoscut, este Părintele Rafael Noica. Iar acesta spunea că dacă este biserică, nu poate fi decât creștină. Iar dacă este creștină, nu poate fi decât ortodoxă. Ce frumoase sunt aceste cântări pe care le-a adus și Petre în această seară. Ce frumoase sunt cântările aduse în comuniune. Poate că asta o fi problema lumii moderne. Trăim prea mult în uniune și din ce în ce mai puțin în comuniune. Îi mulțumim preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și Strehaie, pentru bucuria pe care ne-a făcut-o aducând în această seară aici, în Peștera Bolii, un grup absolut extraordinar, Chinonia, așa cum spunea și preasfințitul mai devreme, așa se numește cei pe care îi vom auzi în această seară, cei care ne îndeamnă la comuniune. Doamnelor și domnilor, să-i primim cu aplauze pe prietenii noștri, pe frații noștri de la Severin, cei care ne vor aduce cântări frumoase. Încă din 2005 acest cor există. Mi-a spus telefonic preasfințitul Nicodim câte eforturi s-au făcut pentru ca acești oameni să studieze și să arate acum așa cum arată. Este o încântare și o bucurie pentru noi să-i avem alături. Aplauze pentru corul Chinonia de la Episcopia Severinului și Strehaiei. Iisus, ei s-au bucurat.
Sfințiile voastre, preacuvioase Părinte Stareț, stimate domnule președinte al Consiliului Județean, stimate domnule primar, onorată asistență, îi mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a ajutat, iată, cu binecuvântarea preasfințitului nostru Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și la invitația și cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, să fim în fața dumneavoastră în această frumoasă peșteră care ne duce pe toți cu gândul la peștera din Betleemul Iudeii, locul din care ne-a răsărit nouă celor din întuneric lumina. Pe Hristos, soarele care ne-a adus lumina, încercăm și noi să-L vestim astăzi prin aceste colinde. S-a spus despre colinde că sunt vechi precum sufletul și graiul românesc, fiind tot atât de prețioase, ca și celelalte mărturii spirituale ale poporului, asemenea primelor scrieri patristice de pe pământul nostru strămoșesc, asemenea primelor biserici și mănăstiri descoperite în multe ținuturi de la noi. Colindele sunt cântece de bun venit adresate lui Hristos, cântece de leagăn adresate pruncului Iisus. Îndătinate atât de frumos în viața poporului nostru, aceste imnuri au izvorul în Sfânta Scriptură și în izvoarele nesecate ale sufletului românesc, ale credinței și vieții poporului nostru, care a tălmăcit cu atâta măiestrie și limpezime adevărurile ortodoxe. În cele ce urmează, corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei, condus de Părintele Arhidiacon Dr.
Adrian Mazilița, vă va purta într-o călătorie muzicală prin cele mai frumoase genuri care alcătuiesc repertoriul specific sărbătorii Crăciunului. Colinde românești armonizate, cântece de stea populare, cântate la unison, culese din județul Mehedinți, alături de frumoasele colinde ardelenești. Vă invităm în cele ce urmează să pășim împreună în universul cântărilor coral-armonice, bucurându-ne de cele mai frumoase și cunoscute colinde armonizate. Moș Crăciun, de Dimitrie George Chiriac, În locașul lui Crăciun, de Valentin Teodorian, Legănelul lui Iisus, de Valentin Teodorian, aranjat pentru cor bărbătesc, de profesorul Gelu Stratulat. Venita pe pământ.
Colindatul are și aspect de pelerinaj, mersul tinerilor din casă în casă întruchipează pelerinajul Sfintei Fecioare Maria, apoi pelerinajul magilor și al Mântuitorului, a cărui viață pământească a fost un pelerinaj continuu. Colindătorii sunt în acest sens și mari misionari ai bisericii, căci prin colinde ei nu fac decât să istorisească cele întâmplate la Betleem, iar cei care îi ascultă învață despre nașterea Domnului. Astfel, colindul era o Biblie deschisă, atunci când oamenii nu știau carte. Cuprinsul colindelor este unul adânc teologic, redând cu claritate adevărul de credință al Evangheliei, în cuvinte simple, însă nu în înțelesuri simpliste, colindele fiind de o frumusețe literară inegalabilă și de un deosebit har poetic. Din conținutul lor transpar bunătatea și simțirea curată a credincioșilor bisericii noastre. Ascultându-le, ne minunăm de bogăția sufletească, forța creatoare și tăria de cuget cu care poporul nostru, autorul colindelor, a înțeles Evanghelia și l-a primit cu dragoste, recunoștință și duioșie pe pruncul Mântuitor. Aceeași bogăție și profunzime o întâlnim și în colindele de stea din Mehedinți, pe care vă invităm să le ascultați în cele ce urmează. Ține gazdă masa întinsă, bradul și plopul la legănelul de argint. Ține gazdă masa întinsă și lumina în geam aprinsă, soare luminos și un crajun frumos, soare luminos și un crajun frumos. Să ne adune bun cu bun Sfânta Sară de Crăciun, soare luminos și un crajun frumos, soare luminos și un crajun frumos. Soare sfântă, soare sfântă, ce cele
ce în iarna, nu ce strice. Frunza să nu strice, iarna nu ce strice. Crușa ta și-a verge, crușa ta și-a verge. Să o pace fece, să o pace fece. Să o pace feciori pe la sărbători, la foră, la nuntă, șeșioară sfântă. Să o pace feciori pe la sărbători, la foră, la nuntă, șeșioară sfântă. Încheiem concertul nostru cu frumoasele cântece de stea ale fraților noștri ardeleni, rugând pe bunul Dumnezeu să vă aducă un Crăciun cu bucurie, pace și binecuvântare. Ascultați așadar, Scoală-te, scoală, Dicea peste vale, Junelui tinerelu, Linui lin și rujmălin, Scoală, scoală, gazdă bună! Fără de mine, popa
nu botează-i, Doamne! Popa nu botează, n-ai corinte, popa nu botează. Floarea vinului, ui, Doamne, floarea vinului, ui, n-ai corinte, floarea vinului, ui. Eu mi-s cea mai mare, Doamne! Eu mi-s cea mai mare, n-ai corinte, eu mi-s cea mai mare. Că fără de mine, Doamne, că fără de mine, n-ai corinte, că fără de mine. Popa nu cunună, Doamne, popa nu cunună, n-ai corinte, popa nu cunună. Domnule, auzeare-i, Doamne, Domnule, auzeare, n-ai corinte, Domnule, auzeare. Și necuvântare-i, Doamne, și necuvântare, n-ai corinte și necuvântare. Că nu mai fiți rele-i, Doamne, că nu mai fiți rele, n-ai corinte, că nu mai fiți rele. Sunteți ale mele-i, Doamne, sunteți ale mele, n-ai corinte, sunteți ale mele, n-ai corinte, toate ale mele. Mai mic
O să mai interpretăm un singur colind care este tocmai de aici, de la dumneavoastră. Fănană, lumină în casă. Noi vă mulțumim că ne-ați primit în această frumoasă peșteră, care într-adevăr poate fi asemănată cu peștera din Betleemul Iudeii. Vă dorim, așa cum am cântat în colindul nostru din Mehedin, să aveți tot anul care va începe un soare luminos și un Crăciun frumos, dar un soare luminos în sensul în care
Hristos, soarele dreptății, cel născut în ieslea Betleemului, să se sălășluiască în inima fiecăruia dintre noi, dintre dumneavoastră, și să-L păstrăm în inimă cât mai mult timp, dacă se poate tot anul, dacă se poate toată viața. Și nu numai aici, ci și în veșnicie. Aceasta este urarea pe care vi-o facem împreună cu căldurosul la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, dar în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să o bucurie pentru suflet, o încântare pentru noi toți, corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Vă mulțumim pentru aceste momente minunate, pentru aceste frumoase cântece pe care le-ați pregătit cu atâta grijă. Am auzit accentul din Mehedinț. Vom încheia acest frumos, îmi place să cred, eveniment cu tradiționalii crai ai Văijiului, cei care pleacă în ajun și se opresc după Crăciun. Este un obicei de aici, din Valea Jiului, cum în puține părți ale țării se mai păstrează. Așadar, punctul final al acestui eveniment, doamnelor și domnilor, craii din Valea Jiului. Nouă și la neamul nostru.
facem crai prea înalte, că nu știm în care parte, că în oraș când am ajuns la noastră s-a ascuns, care ar urma pe Hristos de la Ierusalim în jos. O, frate, nu te întrista, că steaua iar se va arăta și așa de nu va fi arminte ne vom gândi și vom merge să întrebăm pe noros sau chiar pe împăratul Irod. O, frate, rău gândești ca pe el să-l ispitești. Nu știi tu acea zău că-i vrea rău lui Dumnezeu? Ce cuvinte tu îmi spui, ce-mi vorbește aceea nu-i? Și zău, frate, nu mă crezi, hai cu mine și ai să vezi. Merge unde va fi acasă, că-și de el nimic nu pasă. Dar tu du-te înainte și întreabă de un alt părinte. Unde și în acest ținut Domnul Iisus a născut? Păi, rade înălțate vin în ale tale palate și la ta împărăție pentru o mare bucurie. Dar ce bucurie așa mare face la mine întrebare? Spune numai după olaltă, n-aștepta vorbă rugată. Azi noapte un vis minunat pe noi ne-a încredințat, căci din cer un fiu iubit aici a sălășluit. O, minune, dar ce împărat poate să fie peste-a mea împărăție? Ce domn mare ar îndrăzni aici la mine a venit? Să spună că în acest ținut Domnul Iisus a născut. Nu a fost, nu s-a auzit ca ei să se nască vreun clai de viță cerească. De n-a fost, acum este și-ți vestim și această veste. Ozia, tu știi ceva despre această prorocire? Oare îmi pare să-mi aduc aminte de niște prorociri cuvinte? Aștia în foa și locul, cum zicea Avram prorocul. Ei, nu mă tone că ji și pe la mine ați venit. Și de a-ți auzi ceva de Iisus, Sfinția sa, spune-ți și mie să vin înaintea lui să mă închin. Vezi, omule, nu ți-am spus ce-om avea pentru Iisus? Cu acest erou viclean lui Hristos, mare dușman. Dar tu te amăgești așa prostește când vorbești. Ori tu te temi de el din ochi slab și mișel. Lasă-mă eu să-i vorbesc, eu să-i spun să-i povestesc. Căci tu ai inima slabă, ești fricos precum o babă. Dar eu pentru un crai cerești și viața mea o jertfesc. Păi, roade viclean tare, spui că ne vei da cu închinare. Dar ce te arăți așa mânios când îți vorbim despre Hristos? Arăți că așa mi se cuvine, cel ce a armat-o tine. Oricine ce-o cârmăiește, astfel groaznic îi vorbește. Ca oricare să știe că sunt trai cu împărăție. Of, cum te viclenește, fățănicești, că nu știm destul de bine că e mare domn peste tine. Of, crai, fără de minte, ferme acum dinainte. Că-și de iau, da, de mână, te bag, braf și țărână. Ia cu a mea mână. Miraclat, cum spuneați vorbit despre ei? Of, frate, am înlemnit ce tiranul mi-a grăit. Era gata să mă taie cât pe cica pus în saie. Dar să mergem la cea fiară cu mai mare îndrăzneală. Dar prieteți împărată, te lăudai că ne vei bate. Acum nici mie nu mi-e frică, că am și o armată mică. Eu și cu aceștia doi suntem gata de război. Numai ceva ce ne vei face, ce nouă nu ne va place. Căci așa a fost într-un cuvânt de vă șterge de pe pământ. Pământul sub tine va plânge, vom vedea noi cine e. Vai, lună, stele și soare, fiți mie ajutătoare. Și te uită lună de vezi până capul îi rătez. Te rog, sabio leacă, să ieși puțin din teacă, să tai aceste pricini pentru aceste servicii. Cu perul acesta ascuțit îți voi da ție sfârșit. Vorba ta cea blestemată, urât mi-a aruncată. Dar mai puțin mai lângă mine să-ți arăt eu cine-i câine. Dar în cinste sprijinești, craia mărăcești. Că sabia din teacă o scoate și pe loc vei plăti toate. Și-o ciuntal tău, craia mărâtule de crai. Să nu fie tere, nu va părere. Vino, vino, oaste tare, să-ți dau o poruncă mare. Îmi da, da, de la mine o grămadă de săbi. Să facem o vitejie, să te împlunși peste o mie. Ca și Iisus să se taie în această grea bătaie. Crailor și preasmăriți, vă rog să binevoiți. O tineană a fost pătați cu laboratul Iod, unde s-a strâns mai mult noroc pe drăgașul să mătează. Dar tu care te viclenești pe nume, cum te numești? Pe vezi, fraților, să știți, eu sunt Irod împărat, ce pe cal am încălecat. Sabia mâna a luat și în Biflaim am intrat. 14.000 de frunci am tăiat toți de 2 ani în jos, crezând că-l tai și pe Hristos. O, ce nebunie și ce neamărie, o nerovecea în craiul cel tira. Sunt pe Hristos, o, ce ne-a grăit noaptea,
mergea, să înțeleg curtea, ca valea mergea. Hai și lăsă uită, rugi cum îi cruntă, de durere plâng, de plâng, și plâng, de durere plâng, de plâng, și maicilor nu plânge, pieptul nu vi-l frânge. Pruncinor mori și sortea mări, pruncinor mori și sortea mări. Calor sufletele, sunt pe pace stele, lumină frumos, calea lui Hristos, lumină frumos, calea lui Hristos. Veniți, oameni buni din oricare părți, pe acești trei crai miloși și lanțuri mi băgați, bătându-i cu mare ocară, scoțându-i din țară afară. Iar eru, supăratul s-a făcut, că știți toți, din fecioară s-a născut. Născutul sub săracul, supărat împăratul, iar irodilor, iar irodilor. Porunci să-i întrebăm, prin cetate să umblăm, să-l omorâm, să-l omorâm. Frumoasa Galileea, bună seara lui Crăciun.
această zi preamărită sărbătoare numită. Noi dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie, să aveți parte și folos de nașterea lui Iisus Hristos. Crai din Sohodol vă mulțumesc și vă urează sărbători fericite!